La fiecare colț de stradă găsim mâncare. Covrigărie aici, minimarket acolo, taraba cu plăcinte peste stradă. Avem mâncare peste tot. Mâncăm oriunde, oricând, ca nici când altcândva în istoria umanității. Ar fi bine, teoretic, doar că organismul nostru nu e pregătit pentru asta. Și de aici ratele uriașe de creștere a supraponderabilității și a obezității. Și nu e doar din cauza abundenței de produse, este și din cauza stresului care, da, îngrașă. E și din cauza unor probleme emoționale pe care nu știm să le definim, dar care ne fac să încercăm să umplem golurile cu mâncare. Ne propunem într-o nouă campanie, marca Antena 3, să vorbim despre greutate, despre kilogramele în plus, despre greșelile pe care le facem atunci când mâncăm, dar și vom vedea împreună povești de succes, soluții și speranța. În momentul în care m-am îngrășat, nu mă mai suportam pe mine. Mi-aruncasem oglinzile din casă, nu mai știam cu ce să mă îmbrac, refuzam să mai ies din casă, abia mai ieșeam la serviciu și înapoi, nu mai aveam viață socială, nu mai refuzam, pentru că toată lumea spunea, vai ce te-ai îngrășat, vai, și nu mai suportam. Intrasem și în depresie. Așa își începe Daniela povestea. După ce a suferit de depresie și și-a dat seama că are nevoie de ajutor, a apelat la un medic specializat în nutriție. Este greu ca un om să-și dea seama singur de ceea ce îi se întâmplă pe partea de comportament alimentar. Și de aceea, partea de terapie poate ajuta foarte mult. Mă cântăream în fiecare dimineață și mă bucuram pentru fiecare sută de grame care o slăbeam de la o zi la alta. Și vreau mai mult și mă ambiționa. Am învățat să mănânc, ceea ce nu știam. Că nu știm, oricum nu știm să mâncăm. 40 de kilograme a slăbit Daniela. Toată transformarea s-a produs sub coordonarea medicului. Noi când ne urcăm pe cântar, avem tendința să ne imaginăm că trebuie să slăbim și ne gândim 10 kg, dacă se poate, în 10 zile. Nu se poate asta, aceste promisiuni sunt deșarte din punctul meu de vedere. Cu cât mai repede și mai multe kilograme se pierd, din păcate, cu atât mai repede se întorc și cu mai multe întăriri. Dietele care promovează un slăbit rapid, din păcate, nu se referă la slăbitul sănătos, acolo de unde trebuie să se întâmple el, adică din grăsime. Cel mai important a fost sprijinul meu doctor. Și a familiei, dar familia... Oricum, mi-a respectat deciziile și au văzut că îmi doresc să slăbesc, dar cel mai mult doamna doctor m-a sprijinit. Așadar, dietele minune, chiar dacă există și sunt promovate intens pe internet sau prin marketing door-to-door, nu sunt o soluție. Ceea ce contează este un stil nou de viață pe care trebuie să-l respectăm pe termen lung. Trebuie să avem răbdare. Cuvântul magic în slăbit este răbdarea. De foarte multe ori oamenii nu au răbdare și se apucă de dietă anapoda, adică de dimineață. Și țin dieta de dimineață și trec și peste prânz cu o cafea sau cu o salată și ajung seara de nu reușesc să-și mai stăpânească nici foamea, nici poftele, nici oboseala. În momentul în care ajungi să te lupți cu foamea sau cu poftele, vă garantez că nimeni nu va câștiga. Acum Daniela și-a reluat viața socială, călătorește și se bucură de viață. Sunt mai încrezătoare în mine. Îmi place acum, mi-am reluat viața socială, ies cu prieteni, ies în oraș și e altfel. Nu mai stau izolată și retrasă. Problema greutății tinde să devină cea mai importantă problemă de sănătate de pe planetă. Aproximativ 3,4 milioane de decese sunt înregistrate la nivel mondial în fiecare an din cauza unor boli care au ca principal factor de risc obezitatea sau excesul de greutate. Printre cele mai frecvente, diabetul, bolile de inimă, ovarele polichistice, infertilitate și unele tipuri de cancer.